Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori. Sunt Sorina Stoian și mă bucur să ne reauzim pentru a rezolva împreună problema 4, subiectul 3 roman din simularea de evaluare națională 2021. Problema spune că în figura alăturată este reprezentat trapezul isoscel ABCD cu AB paralel cu DC, AD Egal cu BC și egal cu 6 cm, AB egal cu 2DC și este egal cu 8 cm. Știind că punctul M este mijlocul segmentului AB, la punctul A ni se cere să determinăm perimetrul triunghiului ADM. De fapt, mai precis, să arătăm că el este egal cu 16 cm. Pentru acest lucru ne readucem aminte că perimetrul este egal cu suma tuturor laturilor, adică perimetrul triunghiului ADM egal cu AD plus AM plus DM. Știm că AD este 6 cm, știm că AM este 4 cm, deoarece M este la mijlocul lui AB, deci AM este AB pe 2. Și singurul uh, element pe care trebuie să îl determinăm este DM. Însă, observăm că DKBM este un paralelogram, deoarece MB este paralel cu DC. M este la mijlocul lui AB, în concluzie MB este egal cu DC, deoarece AB era egal cu 2DC și atunci MB este egal cu DC și este egal cu jumătate din AB, adică cu 4 cm. Așadar, rezultă că MBCD este paralelogram. Laturile opuse congruente și paralele. Deci, putem spune că DM este egal cu BC și este egal cu 6 cm. Așadar, întorcându-ne la perimetrul triunghiului ADM, putem scrie că el este egal cu 6 plus 4 plus 6, adică 16 cm, ceea ce și trebuia să demonstrăm. La subpunctul B ni se spune că, știind că N este. Situat pe segmentul DM, astfel încât DN egal 4 cm, și punctul P este centrul de greutate al triunghiului BCD, trebuie să demonstrăm că NP și AC sunt două drepte paralele. Așadar, fie CP intersectat cu BD egal cu punctul T. Deci aici să spunem că este un T din cauza faptului că P este centru de greutate. De fapt, datorită faptului că P este centru de greutate, putem afirma că CP supra CT egal cu 2 pe 3, deoarece centrul de greutate se află la două treimi de vârf și o treime de bază. Mai departe, știm că M este mijlocul lui AB, Așadar, DM este mediană. De asemenea, ni se spune că DN este 4 cm și știm din punctul A că DM era 6 cm. Așadar, DN supra DM este tot 2 pe 3. Putem afirma așadar că N este centru de greutate pentru triunghiul ADB. Așadar, AT este mediană. Și, bineînțeles, N este situat pe AT. Deci, AN pe AT egal 2 pe 3. Avem că AN pe AT este 2 pe 3, Cp pe Ct este tot 2 pe 3. În concluzie, din 1 și din 2, din 1 și 2, rezultă că avem CP supra Pt egal cu AN pe NT egal cu 2. Așadar, conform reciprocei teoremei lui Thales, putem afirma că NP este paralel cu AC, uitându-ne în triunghiul ATK. Da? Și astfel am arătat că dreptele NP și AC sunt paralele. Aceasta a fost problema 4. Sper că. V-am explicat-o suficient de clar și că lucrurile sunt înțelese. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes la evaluarea ce va urma. La revedere!